Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Loredana Grozaș a celebrat ziua de naștere printr-un concert caritabil, urmat apoi de o petrecere privată, la care doar cei mai apropiați oameni din anturajul artistei au avut acces. Lori s-a distrat mai ceva ca în Las Vegas, în clubul din centrul Bucureștiului, unde s-a băut alcool, s-a cântat, iar vedeta a făcut și un dans sus pe bar. După concertul caritabil, unde a făcut un spectacol fulminant, Loredana a preferat compania câtorva prieteni buni, pentru care a închiriat o masă VIP, astfel că a petrecut alături de ei aproape până în zori. După aceste petreceri, Loredana a plecat în Grecia, unde a continuat petrecerile și unde s-a și relaxat, a postat mai multe imagini și videoclipuri din vacanța ei. Am să fac o mică pauză pentru a vă aminti că vă puteți abona gratuit la canal și în acest fel ne veți sprijini să postăm mai des și să vă aducem mai multe știri interesante. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.